Drumuri bune și lăhăznășenii mari din raionul Druchia. În localitate a fost reparată capitală o porțiune de drum, strada a fost și iluminată. Locuitorii satului sunt bucuroși și doresc ca programul Drumuri bune pentru Moldova să nu se oprească aici. Suntem foarte mulțumiți, s-a făcut un lucru de minune. Suntem foarte bucuroși, mergem ca oraș, lumină, asfalt. Chiar ne bucurăm, mulțumim! Succese mai departe, ajutați poporul! Puțin mai și Moldova noastră, Oleac, să mai iasă din greutăți și din țăranul de la sat, să simte că trăiești. Nu a fost unul dintre cele mai rele drumuri, acum însă este unul dintre cele mai bune, spun locuitorii satului Hăsnășenii Mari. Era cu pietre, era când mergeau mașinile, săreau pietrele pe mugrăz. Da, mu foarte, ne place, e frumos, e, ce să vă spun, e bine. Într-un cuvânt, e bine, și lumină, și asfalt, asta și tot. Și vă mulțumim! Până la finisarea reparației a drumului nu mai este mult, ci asta pentru că drumarii depun efort maxim. Drumul trebuie să fie dat în exploatare până la hramul satului 21 septembrie. Muncim! Smolovarca! Pregătim de lucru în fiecare dimineață, o încălzim. Unii trebuiești tot, toace. Aici smolești, acolo smolești. Începem la 8 până la ora 6, 7, când și cum. Nu e, până gătim lucru. Drumuri bune, drumuri calitative și așteptăm să mai facă guvernul bani, să mai dea, să mai facem și alte drumuri. Drumuri asfaltate, iluminare. Încet cu încet localitatea va ieși din întuneric în totalitate, susține edilul localității. Avem două drumuri asfaltate, în jur la 600 de metri. Avem 8 kilometri de iluminare stradală și toate astea va fi la hramul satului. Cei care vor veni vor călca pe drumuri noi, pe drumuri și varianta albă, avem 7 drumuri. Pentru un trai decent este nevoie ca cetățenii Republicii Moldova să aibă condiții de viață mai bune, a relatat deputatul în Parlamentul țării. Drumurile se repară din programul care a fost lansat de către Partidul Democrat. Este binevenit și salutabil de către locuitorii acestei minunate localități și va urma și în alte sate din raionul Druchia. Acum, în paralel, se pregătesc lucrările exact așa de asfaltare în satul Petreni, după care va urma și satul Șuri și alte localități din raionul Druchia. Este un program mult așteptat de către locuitori, pe motiv că de 30 de ani nu s-a făcut nicio lucrare de genul dat. Nu s-au asfaltat drumurile prin localități și asta ne spune despre faptul că Republica Moldova se modernizează și aducem Europa aici acasă. Eu sunt sigur că și la anul viitor acest program minunat va avea continuitate și vom avea posibilitatea ca și alte drumuri și mai multe drumuri să fie reparate din localități. În cadrul programului Drumuri Bune pentru Moldova lansat de guvern vor fi reabilitate circa 1200 km de drumuri din 1200 de localități. Suma investițiilor va fi de circa 1,6 miliarde de lei care vor fi alocați din fondul rutier și din bugetul de stat. În raionul Druchia vor fi reparate porțiuni de drum în 40 localități.